Primarul Sucevei Ion Lungu a solicitat Ministerului Finanțelor suma de 5 milioane de lei pentru rezolvarea unor probleme legate de termoficarea municipiului. Solicitarea a fost lansată în cadrul adunării generale a Asociației Municipiilor din România, prilej cu care ministrul Eugen Teodorovici a anunțat că guvernul pregătește prima rectificare bugetară. La această întâlnire au fost prezenți președintele Curții de Conturi Mihai Busuioc, ministrul Finanțelor Publice Eugen Teodorovici, ministrul Culturii George Ivașcu, precum și Sirma Caraman, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării și Luminița Zezeanu, șef Ampor. În cadrul întâlnirii s-a discutat și de apropiata rectificare bugetară. Mai ales că, așa cum se știe, încă nu s-a rezolvat acea problemă în care cei de la bioenergie se poate deconta certificate verzi, ideea că lemnul de făcut mai este considerat biomasă. Sperăm, am avut discuții cu dumnealui, a spus să fac o documentație, repet, suntem mai mulți primari care mai avem încă sistem centralizat, nu prea mulți, dar încă mai sunt și toți au ridicat această problemă.